Gospodinele se pregătesc de sezonul rece, iar pentru aceasta au dat startul cumpărăturilor în piețele severinene. La mare căutare sunt ardei, capia și varza. Rețetele sunt diverse și pun la încercare îndemânarea gospodinelor în a obține gustul ideal. Gogoșarii, vinetele și varza sunt la mare căutare în această perioadă. Gospodinele se pregătesc de sezonul rece și caută cea mai bună marfă în piețele din Drobeta Turnu Severin. Pasta mea este de la țară și îi plac foarte mult murăturile și am cumpărat, sunt foarte bune. Prețurile sunt acceptabile, super. Dacă ar ține tot la fel, ar fi piața și mai bună. Ați cumpărat să și puneți murături? Să și punem, da, da. Oricum sunt prețuri super bune. Puneți și la țară murături? Și la țară, și în curte avem de toate, și la țară, în partea gorjului. Cum vi se pare mai bine, să puneți în grădină sau să cumpărați de aici? Să cumpărăm din piață, cel mai bine, nu mai punem, că e și mai ieftin așa să cumpărăm. Am început să punem murăturile pentru iarnă, dar eu le iau de la țară, ajut vecina să le cumpere din piață. Aveți o rețetă specială de atâția ani, o păstrați? Nu, rețeta mea de la maică, mi-a moștenită de la bunică, nu este... E chiar foarte ușoară și foarte simplă. La îndemână, cu rețete vechi, unele de la străbunici, clienții au plecat la cumpărături. Comercianții încearcă și ei să fie pe placul cumpărătorilor și s-au zbătut să aducă cea mai frumoasă marfă. Faceți murături în acesta? Da, facem. Cum să nu facem? Facem, că dacă la țară nu mai merge nimic, veniți și cumpărăm de la oraș. Aveți o rețetă specială, o păstrați de mult, de cum faceți? Da, o rețetă vechi. Vechea bătrânească de la... Veche și simplu. Da, da. Am ce-ți cumpărat gogoșari. Aveți o rețetă specială, soția, mă bine, să se ocupă. Soția se ocupă, nu mă ocup eu. Cum vi se par prețurile în acest an? Cam mari. Asta e situația. Comercianții spun că au lăsat la prețuri cât au putut de mult. Totuși, cumpărătorii parcă și-ar dori să fie ceva mai mici, așa ca pentru toate buzunarele.